Este. Încet, încet, așa. Da. Mergi drept. Ai mai multe greutăți. Asta apreciez din ce ești mai numit în față de celălalt. Și tu ca și copil ai văzut mama, mă citat, fratele cum a fost. Și acum ți-am și asta v-a unit. Deci putea să văd în sine la un viitor. Dar nu, v-a unit. V-a ținut mâna ta. Chiar și faptul doar că ați vorbit la telefon și nu v-ați văzut, nu te-ai văzut cum e doar de-ați dat timp. Ați văzut la telefon. Și adevărat, prima intrare în emisiune când a venit domnul Eduard Cuiu, când am auzit Eduard, nu înțelegeam ce se întâmplă, că e imposibil, nu. Și după aia am auzit că era domnul. Și ce credeți, domnul Eduard e de la noi? Da? Din Brăila. Da? Dar da, așa cu fratele meu. Și pot să spun că nu e ușor pentru un copil să fie marginalizat, mai ales de cel pe care îl numești tată, să fii trimis fără să mănânci la școală, să îți ascundă lucruri. Adică consider că putea să aibă alt comportament față de mine, dar nu, el tot timpul mă învățat. Tot timpul. Și nici pe persoana care i-a făcut lucrurile astea nu a avut niciun nimic. Că, de exemplu, era tata când am fost la el și după ce am plecat, fratele m-a vorbit cu el și i-a zis tot, babagem, tăticule, înseamnă în turcești. Și tot îi zicea babagem și eu nu mai vorbeam cu el. Și chestia aia l-a durut pe tatăl. Adică m-am comportat așa și el tot vorbește cu mine și fata mea, care e fata mea, nu... Da. Pe 12 iulie. Cine e? Păi zice, avem finală. Oricum o să vină și o să-și facă ziua aici. Da, normal, și o să fiți toți împreună. Deci gândește-te ce frumos va fi. Credeam că o să bâlbi, credeam că nu o să vorbească ok. Băi, dar a fost numărul 1. Bine. O bune, numărul 1. Mă bucur mult. Oh, cât ce dragă mi-e de tine, Doamne, n-ai idee. Am fost ultima oară acum 4 ani. Îi tăiam unghiile la picioare. Da. La role. Mie îmi place să merg pe role. Da? Da. Păi ne cumpărăm role acasă. La role. Avea role. Ne-am luat de mână. Am poze. Ne-am luat de mână. Mergeam în doi. Știi să mergi și pe patine? E același lucru. Mergeam cu role. El are 3 pisici. Unul l-a cumpărat, 2 i-a luat pe străzi. El e cu iubita lui acolo, nu? Cu soția. A, e însurat? Da. A, bun. Bun așa. E bine. Da, nu știu ce stadiu sunt. Chiar a fost ăsta momentul ăsta. Nu blocați, nici în afară te iubesc, ce faci, nici mai puteam, nu mai știam ce să zic. Nu
nici nu știu dacă a ajuns și a pus dinții. Nu știu ce mai câte ceva, că a fost prin Turcia sau că a fost să-și fac. Trebuie să ducă sau să duci. Dar eu știam că trebuia să meargă în aprilie, nu știu, nu... N-am reușit așa. Dar l-au chemat să vină aici. Cred că a fost din scurt. Îți dai seama, duminică s-a întâmplat aia, sau luni, sau... Luni. Și... Joa de joie. Prea din scurt. Aia zic, dacă cred că l-a anunțat cu o săptămână, două înainte, cred că aici îl vedea un platou. Dar când a zis că nu, că a încercat să-l vină și asta și nu, asta s-a întâmplat altceva. Deja eram... Nu era așa fericit. Oricum eram emoțiile și... emoții, iubire și poate l-a afectat și pe ce s-a întâmplat. Dar eu cred că a fost fericit că te-a sunat. Te-ai găsit un băiat bun. Și că a avut ocazia să... iubit. De la ochi, sunt neagră. Nu, ești frumoasă. Ești neagră la ten. Vezi cum reacționăm la momente și neplăcute și plăcute. Toți într-un fel de blocaj emoțional. Nu. Deci l-ai avut cel dinainte neplăcut. Acum la cel de fericire. Și de asta, și de asta zici și doamna Gabriela că nu te blocat emoțional. Astăzi m-au întrebat dacă mă așteptam la ceva sau aveam așteptări. Nu. Aoleu, deja Vlad! Vlad, cătă!